Slăvit să fie Domnul! Amin. Să lase Domnul violare în seara aceasta peste noi. Amin. Spunea cineva odată, de ce sunteți așa apăsați, supărați? Și i-am zis, frate, nu-i bai dacă ești supărat, îi bai dacă pleci supărat. Că vii aici supărat, obosit, apăsat, e foarte bine. Dar dacă pleci apăsat din locul acesta, e o mare problemă. Elim în Biblie a avut o calitate. Era un loc de popas. Acolo s-a găsit umbră și acolo s-au găsit izvoare de apă. Să lase Domnul izvor deschis. Încă de la cântare am simțit că izvorul la Elim la Unedoara e deschis. Să adăpăm sufletele noastre în seara aceasta. Vii din luptă, vii din probleme, din necazuri. Să facă Domnul un popas binecuvântat în seara aceasta. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Iosua, capitolul 6, începând cu versetul 1, pagina în Biblie, 237. Iosua, capitolul 6, începând cu versetul 1. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșa din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua, iată dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejul lui Ostași. Înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul legământului și 7 preoți să poarte cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului, porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbec, au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului, voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură. Până în ziua când vă voi spune, strigați, atunci să strigați. Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat-o acolo dată, apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea odată, a doua zi. Apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de 6 zile. În ziua 7-a s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați, căci Domnul va da cetatea în mână. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Mă bucur să fiu din nou la dumneavoastră. Am venit cu greu, din prietenie și cu dumneavoastră, dar mai ales cu Marius. M-a sunat, cred că în primăvară, nu prea plec duminica. Dacă plec duminica, înseamnă că păstorul ăla chiar e prieten cu mine. Acum eu am fost și în an la teologie cu Marius, bine, el era mult mai sus ca noi, era foarte ordonat, așa e și acum, noi nu eram așa ordonați, dar el era tot așa pus la punct și îl admiram anul nostru pentru seriozitatea care o avea. Nu că noi nu eram serioși, eram serioși, dar nu eram așa ordonați cum era el.
Mă bucur să slujim împreună și ar vrea ca Domnul să ne vorbească. Mă gândeam să vorbesc despre altceva, după tot am scris aceea, nu că nu m-am pregătit, vreau să vorbesc de altceva, dar Duhul Domnului m-a împins spre latura aceasta și ar vrea în seara aceasta să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Știți, nouă nu ne plac surprizele rele, alea bune ni le plac. Dacă știi dinainte că-s bune, nu? Că tata, venitul tatălui acasă îți face surpriză, ori bună, ori ea, în funcție de cum ai fost, nu? Ca și copil, dacă ai fost cu minte, ai parte de o surpriză bună. Dacă ai fost rău, acum nu mai au voie să facă nimic imediat de reclamă, nu? Ne uităm în seara aceasta, în pasajul acesta, la zidurile Ierihonului. După 40 de ani de umblat prin pustie, poporul Israel are parte de multe minuni, de multe pedepse, de multe răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu, de multe mângâieri din partea lui Dumnezeu. După 40 de ani, ajung și ei la ușă să intre în țara Canaanului. Și acum, după ce umbli 40 de ani, îți dorești o tihnă, așa-i? De ce ai lucrat 40 de ani la Sud-Elucis? Ca să ajung la pensie. Și ți-ai dorit să ai o pensie specială, dar vezi că e specială, că nu te ajungi de o lună pe alta. Și atunci îți dai seama că ai o pensie tare specială, că nu reușești să te încadrezi. Ai avea nevoie de o tihnă. Poporul Israel a avut și el nevoie și erau doritori. Erau mari doritori să bea din lapte. Li s-a promis o țară unde curge lapte și miere. Nu-și doreau tare mult să bea laptele ăsta, să mănânce mierea asta și să-și odihnească picioarele. Și culmea, când ajung la intrarea în țara Canaanului, n-au parte nici de miere, n-au parte nici de lapte, n-au parte nici de odihnă. Obosiți, frânți, cu mormintele celor dragi lăsate în pustie, o generație risipită în pustie din cauza neascultării și a răzvrătirii și au parte de o surpriză neașteptată. Când să intre pe poartă, și au intrat, dau față în față cu o cetate cu ziduri foarte groase. M-a întrebat fata cu trei copii după mine, cu fetele două și cu băiatul mijlociu. Și m-a întrebat fata, zice, unde-i castelul? Și zic, uite la acolo că se vede de pe șosea, dar ce aproape și s-a văzut. Ajunge poporul Israel în țara promisă și au parte la intrare. N-au parte nici de pâine cu sare, n-au parte nici de hotel, n-au parte nici de o apă caldă la picioare cu sare, ci au parte de o cetate întărită. Au parte de Ierihon. Era prima cetate care trebuia cucerită de poporul Israel. Păi Doamne, păi după ce am umblat atâta cu tine, după ce am suferit de foame, de căldură, de umblat pe jos, după ce am avut atâtea necazuri, păi acum tu vii cu o cetate întărită în fața noastră? Ți s-a părea normal? Să mai ai parte de necazuri după ce o viață ai avut numai necazuri. Și zici, Doamne, acum mi-am făcut și eu o cabană spre bătrâna, acolo, și numai să stau la liniște. Și numai te trezești cu o analiză și zice, doctorul, vinde cabana că nu ți-a luat baliză. Îți dai seama că ai parte de o cetate întărită. Îți dai seama că în momentul când tu așteptai o dihnă, trebuie să pornești din nou la luptă. Să te lupți cu boală, să te lupți cu necredința, să te lupți cu îndoiala, să te lupți cu un copil răzvrătit, să te lupți cu lucruri care nu le-ai așteptat. Nu le-ai dorit, nu le-ai căutat. Și vedem că poporul Israel se întâlnește față în față cu Ierihon. Ierihonul nu era o cetate foarte mare. Undeva cam la 8 km pătrați, până 10 km pătrați. Nu erau mulți înăuntru. Dar era o cetate cu ziduri foarte groase. Citeam despre Ierihon, cetatea aceasta avea zidurile atât de groase încât puteau trece două care de luptă una pe lângă alta. Deci puteai merge să faci șoseaua sus pe ziduri. Undeva ziceau că avea în jur de 12 metri lățime zidurile. Păi că dacă ai așa ziduri, nu te mai interesează că nu s-arme în cetate. Pentru că zidurile alea te salvează, nu? Te păzesc de inamicii de afară. Știți că sunt unele ziduri ca și ale Ierihonului făcute de mâini omenești și astea toate cât îți dă groase, astea se dărâmă. Ați văzut oameni care și-au făcut zid de bani lângă ei. Și au zis, eu sunt la înălțime, eu sunt pe cai mari.
Și vezi că la el păzit se poate merge cu două cale. Deci 12 metri în lățime, ăsta nu-l mai poate dobori nimeni. Până într-o zi. Știți până când? Până intervine Dumnezeu. Dumnezeu are putere să dărâme orice zid făcut de mână omenească. Tu te încrezi în banii tăi, în relațiile tale, în mintea ta, nu vede, numai umblă Dumnezeu, nu ca la mecanicii, un sfert de dinte, sau cum se zice, la distribuție, da? Și ai văzut că țăcănetă motorul, crapă. Așa e și omul, numai umblă Dumnezeu, nu un dinte, la minte. Domne profesor universitar, cu pregătire, înalt, erudit, da? Și umblă Dumnezeu un pic și nu mai știe să meargă acasă. Nu te mai recunoaște pe stradă. Nu? Nu vede ce ciudat? Îți faci ziduri groase. Îți faci ziduri de apărare. Ți-ai făcut, zice românul așa, strâng bani albi pentru zile? Dar le dorești? Păi și atunci de ce strângi bani? De ce îți faci ziduri? Și spui, să am eu bani aici pregătiți. De ce? N-ai mâncat o prăjitură, că pui acolo bani de sicriu. Lasă, Doamne, că nu murie nimeni neîngropat. Toți au fost îngropați, cu bani sau fără bani, toți au fost îngropați. Un rând de haine ori avut toți pe ei. Ori avut parte și de pământ să se pună deasupra. N-au rămas niciunul neacoperit. Tot. Dar știți cum suntem? Nu, Doamne, eu trebuie să-mi fac siguranță. Nu să cheltui, nu să cheltui fără să gândești. Dar nu-ți fă ziduri de apărare, crezând că tu dacă iei, eu de 20 de ani iau în fiecare zi vitamina C. De-aia n-am făcut COVID. Nu? Și îți faci zidul tău. Îți faci zidul tău să te ape. Să zici, Doamne, eu sunt orice zi. Când vine Domnul și suflă peste el. Vorbeam aseară cu soția. Am zis, Doamne, o adunat Iov o viață. Și într-o zi Dumnezeu o spulbera tot. Măi, într-o zi. De sus din vârf, cu ziduri puternice, cu relații puternice, să nu te mai faci, nu într-o lună, într-o singură zi, tot să-ți întoarcă spatele, să fii bolnav de o boală incurabilă, să rămâi singur pe lume. Păi se poate așa ceva? Uite că dacă te îngăduie Dumnezeu, se poate. Și în seara asta o să vedem că zidurile cad, orice zid făcut de mână omenească, ăsta se va prăbuși. Dar când ai apărătorul tău, mâna lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu te poate doborâ. Slăvit să fie numele Domnului. Eu, frate, la noi, la biserică, omul acesta mi-a povestit, el nu a fost pocăit, s-a căsătorit cu o soră, cu o tânără de la noi din biserică, acum îi bunic el. Și îmi povestea, zice, când a venit soacră mea, zice, eram tânăr, a venit soacră mea, soacra lui trăiește, și dumneaei la noi în biserică, a venit soacră să într-o seară de la rugăciune și o zi, zice, auzi, mi-a zis Domnul să-ți transmit ceva. Și o zis, ce? Asta era și un batjocoritor, că avea, era cu bani mulți. Și o zis, Domnul mi-a zis așa în seara asta să-ți transmit că dacă nu te întorci la el, vei ajunge ziua când nu vei avea nici bani de pâine. Zice, când am auzit, când ai iericonul, păi speriți să fii batjocoritor, că zidul e gros. Zice, m-am uitat la soacră mea asta, el mi-a povestit. E la noi, la biserică. El pot arăta, dacă veniți să-mi spui, arată-mi pe fratele cu zidurile. Și o să ți-l arăt. Și o zis către soacră sa, o zis, auzi, la câți bani am, îmi cumpăr o fabrică de pâine și face pâine numai pentru mine. Și tot nu rămân fără pâine. S-a uitat soacră sa, femeie credicioasă, și o zis, o să vezi. Dar zice, îmi pare rău că suferă fiică mea. Dar zice, Domnul a zis că te va aduce, că nu o să ai nici bani de pâine. Era sub anii 2000, între 95 și 2000, și omul se avea schimburi valutare în Timișoara, cu bani mulți, cu relații, cu toți. Și-a vrut să cumpere, nu mai știu ce mi-a povestit, o fabrică, ceva. Și atunci când era cu cardul, nu era cu... era cu plasa, domnule. Cu plasa băgai bănuții în plasă și mergeai cu ei sub soare și rezolvai probleme. Și zice, frate Dani, am strâns toate încasările, toți banii care i-aveam, că trebuia să mă duc să-i duc să cumpăr nu știu ce fabrică sau ce au vrut să cumpere, o clădire mare, oricum, vrea să dea să-și facă zidurile și mai groase. Și zice, m-am dus la mașină cu plasa cu bani și eu mai am și eu obiceiul ăsta, mai îmi pun cafeaua sus pe plafon, poate și dumneavoastră. Ăsta și-a pus plasa cu bani ca să deschidă ușa. Nu m-a lăsat acolo. O uitat.
o plasă cu toți banii, toată averea care o a avut-o. Tot ce a avut era în plasa. Și zice, m-am urcat în mașină, am pornit mașina și am plecat. Când am ajuns la destinație, am realizat că nu mai am niciun leu. Nu mai avem niciun euro, nu era cu euro atunci, nici o marcă, nici o lire, nimic. N-am mai avut nimic. Zice, frate Dani, am ajuns că n-am avut lapte să iau la copii. Zice, erau copii mici și n-am avut lapte. Sunt toți la Dumnezeu, acum e în adunat la noi, un om serios, îl caută pe Dumnezeu și... Nu? Când ai ziduri, dar nu o să te mai complici cu Dumnezeu. N-are rost, nu? Aveți oameni, dar să nu răspundeți. Aveți oameni din ăștia care au ziduri groase, care sunt foarte siguri, băi, aroganți, dă cu tine de pământ, te dă la o parte, n-ai cum să câștigi în fața lui, cu adevăr în brațe mori în fața lui. Omul ăsta are ziduri, înțelegeți? Și totuși poporul Israel ajunge în fața celor mai groase ziduri. Și în fața celor mai groase ziduri, Dumnezeu își arată puterea. Pentru că Dumnezeu are putere în fața oricăror ziduri de apărare. Când e poporul lui Dumnezeu, când e copilul Domnului în fața unui zid, Dumnezeu are putere să dărâme zidul. Dar și poporul trebuie să facă ceva. Și în seara asta vreau să ne uităm la ce putem face în fața zidurilor. Sau ce să faci când ai în față ziduri. Toți avem diferite ziduri. Că-i pe o rețetă, că-i pe o analiză, că-i un bărbat nepocăit acasă, că-i nevasta nepocăită, că-i un copil drogat, sau mai știu eu ce numai vreau să dau exemplu. Toți avem parte de ziduri în care uzi perina cu lacrimi și îți mănânci pâinea cu lacrimi. În momentele acelea îți dai seama că tu ai în față un zid pe care nu-l poți trece. Și în seara asta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Ce să facem când avem în față ziduri? Primul lucru, încrede-te în Dumnezeu și când ușile sunt închise. I-a adus Dumnezeu în fața unei cetăți ciudate. Zice cuvântul Domnului așa. Versetul 1. Ierihonul era închis de teama copiilor lui. Totul era închis. Vine poporul lui Israel și găsește cetatea aceasta cu ușile închise. Știi ce e cel mai greu? Când ușa e închisă. Că dacă ar fi ușa închisă, ai crede că poți să intri înăuntru. Dar Domnul a ținut-o special închisă ca să le testeze credința. Sunt oameni care vin și spun, eu vin la voi la adunare, dar eu vreau să mi se deschidă ușa. Eu vreau să mă vindec. Eu vreau să ies din impasul acest. Uite, că Dumnezeu îi aduce și le ține ușa închisă. Păi Doamne, dar eu m-am pocăit. Da, dar și nu te-o mântuit. Doamne, dar eu am umblat cu tine. Doamne, dar eu am picioarele umflate, cât am umblat pentru tine. Păi Domnul, da, dar e o cetate închisă. Și Dumnezeu le testează în momentul acela credința. Și primul lucru ce o trebuie să facă Israelul și ce trebuie să facem noi în fața zidurilor, să ne încredem în Dumnezeu și când ușile sunt închise. Vine Ana la templu, da? Mama lui Samuel, 1 Samuel, capitolul 1, zice cuvântul Domnului că asta va avea parte numai de uși închise. Închise ușile erau acasă, închise ușile erau și la templu. Acasă era înțăpată și la templu era batjocorită. Nu-i ciudat că vii de acasă și ai tendința să crezi, sau ar fi bine nu să ai tendința, să crezi cu toată inima, că ajungi la templu și ești mângâiat. Că o să te pui lângă o soră, lângă un frate, care o să-ți mângâie inima. Numai că fratele ăla și sora aia nu sunt oameni buni azi. Și stă lângă tine, numai ar vrea să pleci pe ultima bancă, să pleci în altă parte. Vine Ana la templu cu durerea ei, înțăpată, curgea sânge pe ea. De la Penina. Știi? Penina a murit, dar acele au rămas. Nu au ajuns încă la Unedoara, numai pe la Timișoara, nu? Și tot înțapă. Când pe unul, când pe altul. Că-s oameni specialiști în înțăpare. Înțăpare. Și zice, Dumnezeu, vin la omul lui Dumnezeu. Vine la el. Ăsta, știi ce făcea? Ăsta avea un scaun așa tras lângă stâlpii ușii. Că omul sătul și fără probleme, știi ce face? Analizează pe altul. Cine știe ce are asta de plânge, mă? Ce are asta? Acum și-o găsit să plângă. Ce are ăsta, mă? Nu? Că burta e plină. Burta plină te îndeamnă să-l analizezi pe altul. Vreau să vă spun ceva. Am văzut în viață și poate ați văzut și dumneavoastră. Că roata se învârte, așa e. Ați văzut roata?
și la mașină și orice roată se învârte. Astăzi plânge Ana, dar după nu mult timp știi cine plânge? Eli. Pentru că roata se învârte. Azi vă jocorești pe Ana, îi închizi ușa în față. Dar mâine s-ar putea să primești o veste din depărtare, care să te facă să cazi de pe scaunul ăla sigur. Să te facă să cazi din funcția aia sigură, din relațiile aia sigure. Și ajunge Eli să dea cu ceafa de pământ, pentru că zice că era un om greu. Păi dacă numai cu greutăți s-o ocupa, da? Să-l analizeze pe unul, altul, să-și dea cu părerea, nu? În momente din acestea, știți ce se întâmplă? Roata se învârte. Ana vine la templu, nu vedea nimic, numai ușă închis, batjocorită, făcută și nu băut în viața ei, da? Știi? Și spune, am văzut-o bea, era cu un pahar în mână, era cu o sticlă în mână. Nu, vezi că se născocesc, asta e marea durere, că se născocesc lucruri care nu te-ai gândit în viața ta că se poate spune așa ceva de tine. Nu te-ai gândit că cineva poate să gândească așa ceva de tine. Și asta e marea durere. Bă, cum să mă facă biată? Că n-am băut în viața mea, n-am pus mâna pe băutură. Și dintr-o dată se ridică Eli, care poate fi un tânăr, poate fi mai bătrân, și să-ți aducă acuze din alea care nu le poți demonstra. De-aia Ana nu a încercat să demonstreze. Nodul smartului, cuvântul scos pe gură și aruncat, ascultați-mă, vine, știți cu ce vine? Cu o drujbă se întoarce înapoi și taie picioarele la scaun. Taie picioarele. Și Eli ajunge să fie prăbușit. Ana, știți ce face? În momentele când e batjocorită, în momentele când e înțăpată, știți ce avea pe deasupra Ana, ca durerea să-i fie mai mare? O înțăpa pe Nina, o batjocorea Eli și avea un soț, nu știu ce să vă zic, nici dacă căutai cu lumânarea, nu găseai așa ceva. Domne, numai pe el se scotea în evidență. Știi ce îi zice? Când asta avea, plângea și era plină de durere, în fața zidurilor, de netrecut, n-avea copii, o batjocorea pe Nina, că n-are copii, și vine bărbatul. Și zice, bă, stai băiat bun, cred că o să-i zică ceva bine. Știi ce spune bărbatul Elcana către Ana? Zice așa, Ana, nu mai plânge. Și acum aștept să o dea cu cremă. Și auzi ce cremă folosește. Îi spune așa, Ana, nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii. Știi ce înseamnă asta? S-o ridica pe el. Trebuia să spună, Ana, nu mai plânge. Tu pentru mine valorezi cât 10 copii. Eu așa te iubesc, de parcă mi-ai făcut 10 copii. Dar el tot pe el s-a arătat. Ana, știi că eu sunt valoros. Știi că eu sunt valoros. Eu te-am luat pe tine, puteam să-i apar. Dar tu și cu neamul tău ați nimerit bine cu mine. Ați nimerit bine. Ați văzut că vă țin pe toți, vă iau bord de Crăciun, vă plimb în concediu, vara, vă... Nu? E, sunt momente când te aștepți, Doamne, la unul cu minte, să scoată cuvinte pe gură din alea cum trebuie. Ăsta vine și spune, eu sunt valoros, nu tu ești valoros. Ce mai poți face în momentele acelea? Ce mai poți? Știi ce poți face? Să te încrezi în Dumnezeu. Ana ajunge să spună, eu pot să fac ceva, eu pot să mă încred în Dumnezeu. Și știi ce spune Biblia? Că după ce a mâncat, fața i s-a schimbat. Nu i s-a schimbat problema, nu i s-a rezolvat problema, dar și-o hrănit trupul, și-o hrănit sufletul înaintea lui Dumnezeu și zice, fața ei n-a mai fost aceea. Atunci când te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu și te încrezi cu toată inima în cuvântul lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Se schimbă atitudinea în fața zidurilor. Zidul lui era dărâmat. Ana avea tot aceeași problemă, n-avea copii. Dar o știut, eu de azi înainte sunt în mâna lui Dumnezeu. Eu de azi înainte mi-am pus cererea înaintea lui Dumnezeu. Am cereri, poate ai și dumneavoastră, care am închis dosarul și l-am pus în mâna lui Dumnezeu. Am încercat cu resurse, cu putere omenești, dar nu s-o putut. Am insistat înaintea lui Dumnezeu. Nu, poate nu-s două săptămâni, poate două săptămâni. Într-o noapte n-am putut dormi, m-am învârtit în pat și am o durere, o problemă înaintea lui Dumnezeu. Am mai multe, dar e una care e acolo, numărul unu, în vârf. Și când mă trezesc și noaptea și ziua, mă gândesc tot la problema aceasta. Azi noapte n-am putut dormi până pe la 3:30 spre 4. Zice soția către mine, mă, culcă-te ca mâine ai două programe. Gândește-te că ai două programe mâine. Poți să mergi neodihnit. N-am putut dormi. Și zice, trebuie să dormi. Și am zis, de-aia nu pot dormi, că am mâine două programe. De-aia mă învârt, că nu știu cum să fac.
Nu știu ce, și n-am putut dormi. Azi dimineața am fost la noi la adunare, știind că vin în seara asta, n-am putut dormi până la ora 4. N-am putut dormi. Și a avut două săptămâni, când m-am trezit, nu știu, poate era 4 dimineața. Tot cu aceeași problemă, am zis, Doamne, știi problema care o aduc înaintea Ta, știi durerea, știi necazul. Adă-i izbăvire. Și auziți ce îmi spune Dumnezeu, nu mi-a zis asta niciodată. O zis pe Iosif, l-am izbăvit după 12 ani și el era Iosif. Nu după 5, nu după 10 ani, după 12 ani i-am adus rezolvarea la problema de care a fost acuzat. Tu vrei în 2 luni, tu vrei în 2 săptămâni. Așa e că așa suntem noi. Doamne, acum să cadă zidul, acum să se întâmple minuni. Și uitați-vă la neprihănitul Iosif. Îl pune Dumnezeu acolo în temniță și îl ține 12 ani. Își mănâncă cea mai frumoasă parte a vieții. De la 18 la 30 de ani, să țineți minte tine, e cea mai frumoasă perioadă a vieții. Asta e cea mai frumoasă. Noi, el perioada asta și-o consumă în pușcărie. Și Domnul i-a zis, tu vrei repede? Și pe Iosif l-a ținut 12 ani. În momentul ăla, noaptea aceea, a zis lui Dumnezeu, de azi înainte, nu te mai rog să intervii, ci te rog să-mi dai răbdare, să aștepți ziua când vei interveni. Ai și tu dosare înaintea lui Dumnezeu? Ai și tu ceva ce arde în inima ta? Sunt convins, da? Dar vreau să spun, pune-l înaintea lui Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu și când ușa e închisă, Dumnezeu va duce vremea când va cădea zidul, va cădea și ușa. Și vei putea să mergi înainte. Așa suntem noi. Ne dorim, vedem că facem ceva pentru Dumnezeu. Suntem în planul lui Dumnezeu. Și avem pretenția ca Dumnezeu să ne rezolve toate problemele și să deschidă toate ușile. Știți că umblarea cu Dumnezeu nu înseamnă toate ușile deschise? Acum ne apropiem de sărbătorile de nașterea Domnului, da? Păi dacă citim istoria lui Iosif și a Mariei, știți ce vedem? Era un planul lui Dumnezeu. Își pun în joc tinerețea, da? Reputația lor, viața. Maria își pune viața în joc. Și când îi se nască, are parte numai de uși închise. Până nu-i niciodată. Doamne, dar mi-am pus tinerețea. Dar nu mai înțeleg. Am ieșit gravidă. Să mă duc să mă înscriu. Și bat la hotel. La 5 stele. E închis. Tot e full. Intri pe booking și tătui full. Nu mai poți rezerva nimic. Cobor la 4 stele. Și zici, o cameră liberă. Nimic, totul închis. Totul full. Cobor la 3 stele. La 2 stele. Mergi la o stea. Mergi la orice. Numai să prind și tu o ușă deschisă. Și știi ce se întâmplă? Știi ce ușă deschisă găsești? La un? Grajdă. Nu-i ciudat. Că nimeni nu caută grajdă. Toți căutăm hotelul. Toți căutăm 5 stele, dacă da, mere și la 4, dacă nu-s 5. Dar nu ne dorim grajdul. Și Domnul știe ce zice? Trebuie să treci și pe acolo. După ce treci pe la graj, trebuie să o iei la fugă în Egipt. Eu se putea să zic că nu, Domne, că angajez firmă de bodyguards, că la cât aur și argint mi-au adus, magii, păi eu îmi permit să-mi angajez firmă de... Nu mai merg. Uitați-vă ce fac oamenii lui Dumnezeu, care își pun încrederea în Dumnezeu. Nu tot îl întreabă pe Dumnezeu, dar de ce? Dar când o să intervii? Că eu mi-am pus viața în joc pentru tine. Și dacă Domnul zice, ca să se împlinească Scriptura, care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt, știi ce spune Iosif? Iei pe prunc și pe mama lui și te duci în Egipt. Doamne, dar nu poți măcar acum, îi leuză, nu poți o cartă de ziua, îi îndurești după naștere, te rog, nu ne mai pune să fugi. Și eu zic, Domnul, mergeți în Egipt. Îs uși închise. Ai și tu uși închise. Dar să știți, avem un Dumnezeu care e suveran. Orice ușă închisă. Ce vine omul și spune, îi bătut în cuie. Știi ce zice Dumnezeu? Nu-i bătut în cuie. Nu-i bătut. Avem lucruri care spunem, îi bătut în cuie, nu se mai poate face nimic. Îi sentință definitivă și irevocabil. Și vine Dumnezeu și spune, nu-i bătut în cuie. Ce pare gros, ce pare de 12 metri, la Dumnezeu e ca o foaie de hârtie. De aceea, primul lucru care trebuie să-l faci, când avem în față ziduri, primul lucru, încrede-te în Dumnezeu și când ușile sunt închise. Al doilea lucru, urmează-L pe Dumnezeu. Și când drumul e greu.
urmează pe Dumnezeu și când drumul este greu. Știți ce drum ciudat le-a dat Dumnezeu? Ce soluție ciudată le-a dat Dumnezeu? Le-a dat un drum să iasă, poată oștirea. Dom'le, n-am înțeles, dacă nu ne lași să ne luptăm, la ce ne scoți? La ce ne scoți? Că o zi zice, să iasă oamenii de luptă. Păi dacă îi de luptat, îi de luptat, nu o să luptați. Păi nu mă duc, Dom'le, să dar eu vreau să mă bat. Vreau să-mi dau, să-mi casez, să-mi dau, nu? Păi tu mă pui să mă îmbrac de luptă, să-mi iau mănușile de box și nu mă las să bat pe nimeni. Știți că ăsta e un drum greu când nu înțelegi de ce Dumnezeu acționează așa. Soluțiile lui Dumnezeu sunt ciudate pentru noi. Dom'le, la ce mai scoți bătrânii? La ce mai scoți preoții? La ce mai scoți chibotul, Doamne, dacă Tu oricum spui că ne dai biruință? La ce? Știi ce spune Dumnezeu? Ăsta e drumul care l-am pregătit. Ieșiți toți și mergeți. Știi ce e ciudat? Când te pune Dumnezeu, când ai în față zidul și Dumnezeu te pune să gâți. Nu e ciudat? Să-ți spună Dumnezeu, vrei biruință? Da, cântă. Doamne, eu am nevoie de bani. Cântă. Doamne, dar eu am nevoie de bani. Eu am nevoie de o casă. Cântă. Strigă. Bucură-te. Dar eu nu vreau să mă bucur, că eu am probleme. Eu am necazuri. Deci Dumnezeu, nu, strigă de bucurie. De câte ori nu ți s-a spus în casa lui Dumnezeu, în fața necazurilor tale, soră, cântă și laudă-L pe Dumnezeu. Nu pot, frate, tu nu știi prin ce trec eu. Nu știi prin ce trec eu. Uite prin ce-o trecut ăștia. Știi ce-o zic, Domnul? Dați-i drumul. Ăsta-i drumul la care v-am chemat. Prin necazuri, prin probleme, prin lucruri neînțelese. Dă-i drumul și cântă. Știți la ce ne-a chemat Dumnezeu în vremea aceasta? Să cântăm laude la adresa lui Dumnezeu. Nu dărâma tu zidul, că-l dărâmă El. Tu laudă-L pe Dumnezeu. Mulțumește-L lui Dumnezeu. Scoate alaiul din tine, scoate inima aia bună. Și laudă-L pe Dumnezeu, că Domnul este Cel ce aduce biruința. Poate ești pe lista de botez, vrei să te botezi, dar ai un soț de pocăit. Ai copilul care te amenință, că ești în întreținere la el acolo și îți spune că te dă afară din casă. Laudă-L pe Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu, că Dumnezeu va dărâma zidul. Slăvit să fie numele Domnului. Când drumul ni se pare greu, știți că Dumnezeu are timp? Asta niciodată. Noi vrem pe repede. Și Dumnezeu zice, nu ne grăbim, mă. Nu ne grăbim. Doamne, dar Tu nu vezi că ne bătături în talpă. Și Tu ne spui că noi mai avem timp? Păi noi nu mai avem timp. Doctorul a spus că nu mai am timp. Și a zis, Domnul, este timp. Este timp. Cum, Doamne? Nu fii atent care-i planul. Drumul în felul următor. Mergeți 7 zile înconjurați cetatea. Doamne, lasă-mă cu 7 zile. Lasă-mă, Doamne, cu 7 zile. Mie întrebi acum. Noi, dar n-ai putea 3 zile. Și zice, Domnul, nu 3 zile. Te duci 7 zile. Înconjurați cetatea în fiecare zi odată. Păi mă, dar ne pui odată. Păi ne scoți atâta alai. Pentru o singură dată. Nu-i ciudat? De câte ori n-am băgat de vină? Că a fost prea simplu, a fost prea... Nu, noi am vrut altfel. Și ne-am îmbuvnat. N-ai mai venit la biserică. De ce? Că nu s-o făcut cum ai vrut tu. Vrei biruință cum vrea Dumnezeu? Acceptă drumul care îl folosește Dumnezeu. Amin. Orice ieșire din planul lui Dumnezeu încurcă biruința. Încurcă biruința. Singurii care îl împiedicăm pe Dumnezeu să-și ducă planul la îndeplinire suntem noi. Pe Iosif n-a putut în relația cu Dumnezeu. N-a putut nimeni să-l împiedice. Iosif a avut pe frunte 2 etichete. Pușcăriaș și curvar. Ăstea 2 mers în viață. Dar niciuna din etichetele astea 2 nu a putut să-l împiedice să aibă biruință înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi cunoștea inima. El a avut 2 etichete. Știți ce l-ar fi împiedicat pe Dumnezeu să-și ducă planul cu Iosif la îndeplinire? El singur. Dacă Iosif i-ar fi întors spatele lui Dumnezeu, ar fi ales alt drum. Dumnezeu a fost împiedicat de Iosif, nu de altul. Nu nevasta lui Potifar. Că uite, nu a putut să-l împiedice pe Dumnezeu. Nu e eticheta care eu a avut-o. Nu. Dacă e ceva în mersul nostru spre biruința și a căderii zidurilor, dacă e ceva care îl împiedica și îl împiedică pe Dumnezeu, ăștia suntem noi. Ori prin neascultare, ori prin răzvrătire, ori e prea devreme, ori e prea mult. M-am gândit, de ce a pus Dumnezeu să scoată chivotul? De ce? De ce să mai scoți chivotul?
Știți ce reprezenta chivotul? Prezența lui? Lui Dumnezeu. Eu am zis, în fiecare zi scoateți chivotul. De ce? Să vedeți dependența de mine. Când veți vedea chivotul, veți ști că zidul ăla va cădea din pricina mea, nu din pricina voastră. Când se întâmplă, de ce în vremea aceasta parcă nu mai sunt minuni? Și vine din ori de la Timișoara, mă întreabă, frate, de ce nu mai sunt minuni? Știți de ce? Că le ducem totul în jurul nostru. Uitați-vă, se întâmplă o minune, ceva. Lumea atâta ne povestește câte jumătate de oră. Pă, cum a fost el, cum o... Și la final spune, Domnul lucra, slavă Domnului. Dar jumătate de oră ne-o zăpăci numai cu el. Nu-i explicat de el cât, cum s-a rugat, cum și-a pus mâinile, cum... Nu, cam ăștia și așa zic, Domnul, vreți pe mâna voastră? Mergeți pe mâna voastră. Dar zic, apostolii și oamenii lui Dumnezeu, prin care lucra Dumnezeu, ăștia nu stau la poze. Să facă CD-uri cu minunea care s-a întâmplat. Ce urmăriți cel mai mult pe YouTube? Ia să mă întreb, ce urmăriți? Știți ce urmăriți? Mărturii și minuni. Ăstele, nu predici, mai ales cu mine, nu ascultați voi cu mine. De ce? Că sunt lungi predicile, ți-e trebuie scurt. Nu? O mărturie cum n-ai mai auzit niciodată, nici să nu asculți. Din ăstea cum n-ai mai auzit, cum n-ai mai văzut, ăstea lasă de deoparte, ălea nu. Omul prin care lucrează Dumnezeu nu aduce lucrarea în jurul lui, ci lasă lucrarea în jurul lui Dumnezeu. Totdeauna chivotul arăta că Dumnezeu va dărâma zidul. Vedeți, nu ne place drumul prin care ne bagă Dumnezeu. Dumnezeu spune, este timp. Moise, o ajuns un criminal. Și Doamne, acum ai... Noi, Moise, este timp. Doamne, hai să-l scoatem acum. Hai să lucre acum. Acum e momentul să ies și eu și ei și să-ți bag loc. Nu, este timp. 40 de ani. Du-te și lucrăm după 40 de ani. Păi la... Sunt 40 de ani. Ce mai faci cu mine la bătrâneți? Ce să-mi... Este timp. Nu vedeți? Că aceia 7 zile pentru un popor istovit era extraordinar de mult. Încă 7 zile când vrei să intri, să treci de cetatea asta, să intri în țară, să te bucuri de odihnă. Era foarte mult. Și zice, Domnul, mai este vreme, mai stăm 7 zile. Hai să înconjurăm cetatea. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe independența de El. Să crezi că Dumnezeu are un plan. Și dacă drumul e greu, și dacă panta e mare, întotdeauna Dumnezeu are un plan de binecuvântare. Frații mei din Hunedoara, țineți minte, ca unul care trece și eu prin cazuri cum trece și dumneavoastră. Viața și slujirea te culcă câteodată la pământ. Noi în faza dumneavoastră trebuie să arătăm că suntem la înălțime. O sunat azi un tânăr, era la pământ, cu examene, cu un medic, acolo în Timișoara. Și se plângea el la telefon și am zis, știi prin ce probleme trec eu? Și o zic, știu. Nu zic, eu pe cine să sun, mă? Zice, să știți că m-am gândit că n-aveți pe cine să... Nu, n-am pe cine să sun. Eu trebuie să te ascult pe tine. Eu trebuie să zic ție cum să faci și ce să faci. Da? Eu scris într-o seară un tânăr, un mesaj, era la pământ. Și momentele acelea au fost una dintre cele mai sumbre seri care le-am avut. Eram la pământ și eram în cameră, plângeam, mă rugam, nu... Cât mă rugam, dar mai mult plângeam. Și vin, primez mesaj, frate, ajută-mă că sunt într-o problemă și mi-a explicat el acolo. Și eu cu telefonul în mână, din coace de ecran, am zis, Doamne, ce să-i spun ăsta? Dacă m-ar vedea cum sunt acum, nu mi-ar mai cere ajutorul niciodată. Și am zis, dar eu pe cine să sun, Doamne? La cine să-i scriu? Și Duhul Domnului îmi spune așa, scrie, dar să ții cont, ce-i scrie acolo, aia trebuie să faci și tu. Ce-i scrie acum? Că trebuie o băiatul aștepta răspuns. Și-o zice, ce-i scrie acolo? Aia trebuie să faci și tu. Că și eu eram ca el. El era la pământ în problemele lui, eu eram la pământ în problemele mele. Și am scris, tinere, avem un Dumnezeu care cunoaște totul. Și asta o trebuie să pun pe inima mea. Și am zis, trebuie să te ridici și să mergi înainte. Și am văzut că aia trebuie, asta e răspunsul lui ce scrieam eu, zic, Domnul, aia trebuie să faci și tu. Aia trebuie să faci, nu înțelegi și nu înțelegem. Dar să știți, întotdeauna, în drumul biruinței, Dumnezeu are 2 etape. Vedem în pasajul acesta că Dumnezeu a folosit 2 etape. Totdeauna are Dumnezeu etapele acestea. Prima etapă e etapa tăcerii, dar de mers înainte. O zis, Domnul, mergeți, dar... Tăceți.
te deplasezi, nu scoți un cuvânt. A doua etapă e etapa când zice stai pe loc și strigă. Nu mai mergi, dar începi să vorbești. Astea sunt două etape prin care trecem fiecare dintre noi. Știți ce pretenție are Dumnezeu de la noi? Să știm care e etapa în momentul de față. Că dacă ai vorbit când trebuie să taci, ai ruinat totul. Le-o dat porunca în versetul 10, le-o dat porunca Iosua și le spune în felul următor. Iosua dăduse porunca aceasta poporului. Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură. Până mă voi spune, tăceți. Păi dacă strigau, ce se întâmpla? Se distrugea tot planul. Știți când distrugem planul lui Dumnezeu? Când nu înțelegem că trebuie să tăcem sau să vorbim. Asta noi trebuie să știm. E momentul să tac sau să vorbesc. Că să, ascultați-mă, mingi la fileu, toți avem. Zici, Doamne, n-am putut să nu-i servesc. Că prea mândru-i, prea încrezut-i. Așa mi-o ridicat-o la fileu și n-am. Dar întrebarea e, s-o zis Dumnezeu să lovești? S-o zis Dumnezeu că e momentul să bubui, să urli? Păi frate, știi că, ascultați-mă, când e biruință din partea lui Dumnezeu, țineți minte, poate și dacă uitați tot măcar lucrul ăsta, să țineți minte. Când Dumnezeu intervine într-un război, într-o luptă, în orice, în Biblie, țineți minte, nu sunt victime în poporul lui Dumnezeu. Ăsta-i semnul că lupți lupta Domnului. Nu sunt victime în popor. La vrăjmaș sunt victime. Vrăjmașul-i doborât, are pierdere. Dar poporul lui Dumnezeu nu are pierdere. Nu are rău. Frate, eu lupt lupta Domnului. Dar e cineva rănit. Păi, îți vreo 50 care nu mai vin la adunare. Îți vreo coriștii s-au lăsat de cor. Nu? Ăla nu-i războiul Domnului. Când e războiul Domnului, tu întâi trebuie să știi dacă trebuie să vorbești sau dacă să taci. Dacă ai vorbit în momentul când trebuie să taci sau dacă ai tăcut în momentul când trebuie să vorbești, ai stricat totul. Astea sunt cele două etape care le folosește Dumnezeu în drumul biruinței. Sora mea, Doamnă dragă, dacă vrei să te botezi, să te întorci la Dumnezeu și ai un soț bețiv, ai un soț care te amenință, e momentul să taci și să mergi înainte. Asta e prima fază care o folosește Dumnezeu. Taci, nu mai lua în seamă. Nu mai spune că e ca unul care mai umblă prin boteț. Că vine beat acasă și nu-l mai lăuda așa. Lasă-l în pace. Taci și merge înainte. Înconjoară cetatea. Laudă-l pe Dumnezeu. În drumul ăsta, când nu poți, când nu poți să-l lauzi pe Dumnezeu, laudă-l pe Dumnezeu. De ce diavolul vrea să ne împiedice rugăciunea? De ce diavolul și spui, Doamne, nu mă pot ruga? Știți de ce? Că rugăciunea are biruință. Rugăciunea aduce biruință. Păi dacă ar ști diavolul că n-are niciun efect rugăciunea, ne-ar lăsa să ne rugăm când ne cad dinții. Dar de ce vine cu oboseala, cu plictisarea, cu apăsarea, n-ai cuvinte, nu știi cum să te rogi? De ce? Că știe că e biruință în rugăciune. E biruință în rugăciune. Și el aici vine să ne piedice. Ca să n-avem biruință, să n-apelăm la resursa care dă biruință. Că nu poți să te rogi. Știi ce, bă? Roagă-te. Roagă-te, Ana nu mai putut să-și deschidă gura. Dar zice că numai buzele și le mișca. Dar inima plângea înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea nu era întreruptă în viața ei. De aceea vreau să înțelegem în seara aceasta. Al doilea lucru în fața zidurilor. Dumnezeu ne cheamă să-L urmăm. Și că drumul este greu. Când trebuie să taci, ai putea să vorbești. Ai avea replici, ai avea dovezi, ai avea lucruri să rezolvi problema. Știi ce spune Dumnezeu? Taci, că-i chivotul meu aici. O să vezi biruință, mâna ta. E prea mică ca să dărâme zidul. Dar aici e nevoie de mâna mea. Eu am experimentat, frații mei, lucrul ăsta. În probleme, în necazuri. Am văzut mâna mea prea mică și n-am mai luptat. Am preferat să fac un pas în spate și să aștept o mână mare să împingă zidul. Dacă ești într-o perioadă în care zidul tot îl împingi, de ani de zile, încerci să nu-l mai împinge. Ci cheamă mâna mare să împingă zidul. Aduc chivotul prezenței lui Dumnezeu în războiul în care ești. Aduc chivotul, nu-ți fie greu. Nu-ți fie greu să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți fie greu să te rogi. Și dacă nu te poți ruga, plângi. Stai în legătură cu Dumnezeu. Că va veni mâna. Că nu înțelegi drumul, e greu, e anevoios. Ați mers fluierând.
și tu ești numai pe coate și pe genunchi. Asta e mâna lui Dumnezeu care o vei vedea intervenind la zidul la care l-ai în față. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și în al treilea lucru, mai vedem ceva în viața poporului Israel în fața zidului. Știți ce mai vedem? Când Dumnezeu dă biruință, noi trebuie să facem ceva. Mergi înainte, dar drept. Mergi înainte, dar drept. Zice cuvântul Domnului, versetul 20, nu l-am citit, dar îl citesc acum. Zice, poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Și auziți acum, poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. O cerut Dumnezeu ceva lui Iosua, o zis când va cădea zidul. Spune-le să-și aducă aminte. Cam o singură pretenție. N-am pretenții multe. N-am pretenții mari. Că unii de aia nu se pocăiesc. Că ce o să facem? Cum o să izbutim? Nu. Știi ce cere Dumnezeu? Să-i dai inima. Și restul le faci din inerție. Când inima ta îi mâna lui Dumnezeu, tu mergi acolo unde e inima ta. O zis un om al lui Dumnezeu, unui din Sfinții Părinți, o zis către Dumnezeu într-una din rugăciunile lui. O zis, Doamne, ia inima mea rea și necredincioasă din pieptul meu și nu mi-o mai da niciodată. Și pune inima mea, pune în locul ei, pune inima ta cea bună și credincioasă și nu mi-o mai lua niciodată. E nevoie să nu uităm când Dumnezeu ne face bine, să nu uităm ce-i promitea. În fața zidului facem multe promisiuni. Doamne, dacă mă scap de pușcărie, de bârcea, da, de aproape aici, am trecut pe lângă bârce. Dacă mă scap de datorii, dacă mă scap de boală, dacă mă scap de durere, dacă mă scap, dacă ies din situația asta. Și Domnul știe ce a făcut? Într-o singură clipă, într-o singură zi, a făcut tot zidul să cadă la pământ. Și a avut Dumnezeu pretenția la tine. Știi ce a avut? Un singur lucru. Să mergi înainte, dar drept. Să mergi drept înainte. Întrebarea lui, cum ești în seara asta? Ai promis în apa botezului că te întorci la Dumnezeu, să-ți pună cuțitul la gât, că nu te lași de Dumnezeu. Și nu te omori nimeni. Ai zis, și dacă mă omoară, nu mă las de Dumnezeu. Și zice, bai, că nu te omori nimeni, dar te omori singur. Și zice, ce spune Biblia? Că a fost unul acolo, care a mers înainte, dar nu a mers drept. A mers și el cu ăștia. Nu, ce că fumezi, că nu te-au văzut. Te-ai botezat și tu mergi. Mergi când mai furi, mai minți, mai... Nu mai dau exemplu. Păi și eu cu ei acolo. A fost unul care s-a stricat tare repede. Și pentru el a căzut zidul. Dar a uitat mâna lui Dumnezeu. A uitat chivotul, a uitat cine i-a dat biruință. Și de cine a fost ăsta? Acan. O luat, o zis, am trebuie, că am copii mulți. Am și eu necazuri, am și eu probleme. Și a zis, Domnul, nu, nu uita că ăstea nu-s pentru tine. Pentru tine să mergi drept înainte. Amin. Frații mei de la Elim, de la Hunedoara, am venit să vă spun, să vă readuc aminte că Dumnezeu are o pretenție. Știți care e pretenție? Să mergem drept înainte. Amin. Să mergem drept înainte. Știți de ce? Parcă se pocăiesc atâția de puțini. La noi, nu la voi, dar dumneavoastră se pocăiesc mai mult. Știți de ce? Că zidul nostru s-a dărâmat. Dar numai ni se pare că mergem drept înainte. Înainte mergem. Dar fiecare e cu dreptul lui. E cu dreapta lui. Eu așa am încredințarea. Tătă lumea e cu încredințarea. Dacă fură, e cu încredințarea lui, că și statul fură pe el. Dacă îi să facă alte prostii, că Dumnezeu e bun și David o păcătuit. Și, păi uite-te la toată istoria lui David. Să vezi consecințele care le-au avut. El într-o zi și-a permis să meargă înainte, dar să nu mai meargă drept. Uitați-vă, dacă citiți și vă rog, citiți istoria lui David. După ce a păcătuit cu Batșeba, nu a mai avut nicio biruință. Numai probleme au început. Copiii s-au omorât între ei, s-au bătut, l-au fugărit pe David. Numai probleme, numai necazuri. Nu mai scrie David niciun psalm. Scrie 51, scrie 32, de durere, de necazuri. Nu mai are parte de biruință. De ce? Pentru că păcatul ne desparte de biruință. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Dacă ești în seara aceasta, în locul acesta,
și ai o povară pe inima ta, pe sufletul tău, în seara aceasta ar vrea să vii înaintea celui ce poate da zidul la o parte. Să aduci chivotul lui Dumnezeu în viața ta, să aduci prezența lui Dumnezeu în fiecare zi cu tine. Zis în fiecare zi, chivotul după voi, în fiecare zi. Știți că și poporul o intra prin cetate, drept înainte, dar tare repede s-o stricat. Zice că după ce a murit Iosua, mai fost o generație, dar după aceea s-a stricat tare repede. Și au început să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Să nu mai spună că Dumnezeu l-a vindecat, așa cum a spus fratele în seara asta. Da? Fratele a spus că Dumnezeu s-a atins de el. Da? Noi cu traiul mult știi ce spunem? Am un doctor. Ăsta m-a operat. Ăsta are tratamente bune. Ăsta. Nu vedeți că și noi uităm. Știți de ce ne stricăm în vremea aceasta? Din cauza traiului bun. Traiul bun ne schimbă direcția. Traiul bun ne depărtează de Dumnezeu. Traiul bun ne depărtează de voia lui Dumnezeu. Temir că murim în pustia aceasta. Temir că stăm parcă leșinați într-o vreme ca aceasta. De ce? Ne-am dat pe traiul bun. Ne place și nouă placa de argint, de aur. Ne place haina de șiniar. Ne plac tăte astea. Dacă putem ascunse, nu contează. Frate, cum ai reușit așa repede? Știe Domnul. Știe Domnul. Domnul m-a binecuvântat. Păi când ești binecuvântat de Dumnezeu, n-ai nicio problemă să arăți corpul. N-ai nicio problemă să ridici covorul. Pentru că n-ai nimic sub covor. N-ai nimic ascuns acolo în mijlocul corpului. Și noi venim și, Doamne, dorim prezența Ta. Dar uite-te care ți-i pasul în vremea aceasta. Știi ce ar vrea în seara aceasta? Să facă Domnul și să ne dea puterea să ne întoarcem cu toată inima la El. De mii, parcă suntem numai înconjurați numai de ziduri. Tot strigăm ca Domnul să îndepărteze ziduri. Să le dea Domnul la o parte. Dar uite-te, care-i starea noastră, frate? Uite-te, care-i starea noastră în vremea aceasta? Știi ce-mi doresc? Să lase Domnul mântuire de aceasta. Pentru tine care ești sincer și vrei să te întorci la Dumnezeu. Pentru tine care ești sincer și vrei să mergi drept înainte. Îți spun ceva. Dumnezeu are puterea să dărâme ziduri. Dumnezeu nu te uită că ți-a promis lapte și miere. El nu-și uită promisiunea. Dumnezeu a îndepărtat zidul ca să-și ducă promisiunea la îndeplinire. Dar îți spun, dacă pică zidul ăla greu pe care nu-l poți îndepărta, nu uita, zice Psalmul 103, niciuna din binefacerile lui. Nu uita că El a dărâmat zidul. Nu uita lacrima, nu uita cum a uitat Ezechia când au venit trimișii din Babilon. Și eu zic, auzi, am auzit că ai fost bolnav. Cu boala, da, hai să vezi ce. Dar noi nu am venit pentru bogății. Că avem noi în Babilon bogății mai mari ca ale tale. Deci eu zic, hai să vă arăt cât aur avem, casă de arme avem, pregătit. Dar oamenii ăia nu au venit pentru asta. Domnul nu avea pretenția să-i arate cât e de bogat. Știi ce avea pretenția Dumnezeu? O zic, Ezechia, te-am vindecat. Trebuia să-i duci la perete. Să vadă ăștia peretele umflat, gletul să-l vadă umflat. Să nu-l zugrăvești niciodată. Să spui aceea. Mi-au pușcat lacrimile când m-am întors cu fața la perete. Aleluia. Aici ai umflat peretele, copii, nepoți, să țineți minte, aici au plâns bunicul și tata, când n-am avut ce să mâncăm, când n-am avut sănătate, când am fost bolnav, aceea am plâns. Dar uitați-vă, de ce? Că am fost sănătos. Trebuia Ezechia în vremea când au venit ceilalți să întrebe cum s-o dărâma zidul. Trebuia să ridice haina și să spună, uite aceea, a rămas numai o cicatrice mică. Uite aici am avut o umflătură. Se spune că ar fi fost cancerul din vremea aceasta. El a zis, nu mă mai despre, frate, nu e etic. Secolul 21-2024, nu-i relevant să mai arăți fraților că tu ai fost bolnav. Spune frumos, fără să deranjezi pe unul și pe altul. Așa e că asta vrea lumea asta, biserica, să nu mai deranjeze. Asta nu. Dar zice că Dumnezeu a pus Israelul să deranjeze Ierihon. Minunile lui Dumnezeu au scop să-i deranjăm pe cei din jurul nostru. Atâta de deranjat să fie încât să se întoarcă la Dumnezeu. Nu n-o păstrat Ezechia nicio bucată din plăcinta aia, din turta aia care au pus-o pe umflătură. Să zic că am dat-o cu fixativ, cum dădeam noi trandafirii, nu? Să nu se usuce așa repede. Dădeau surorile, da?
cu fixativ de păr, pe trandafir. Nu n-o păstra nicio bucățică să arate. Și a zis psalmistul în psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Jesus. Binecuvintează suflete pe Domnul. Și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Că El îți iartă toate fără de legile tale. Ai uitat când te-o ierta Dumnezeu, așa e? Că de-aia îi dai în cap la altul care vrea să se pocăiască. De-aia spui că El nu-i pregătit de botez. Că ea nu merită să fie la biserica noastră. Că noi aici avem biserică de sfinți. De ce dai în cap la alții? Știi de ce? Că ai uitat că ți-o ierta toate păcatele. Ai uitat. Și știi cine ai fost. Știi ce renume ai avut în Hunedoara. Știi ce au fost la tine în casă și la tine în bloc din cauza ta. Dar ai uitat. Acum ești pe cai mari. Ești ca Ezechia, vindecat, sătul, mâncat bine. O zis, El îți iartă toate fără de legile tale. Îți vindecă toate boalele tale. Când ai arătat ultima dată pe Dumnezeu? Ai văzut că nu te-a uitat, nu ți-a uitat problema și necazul. Și ai uitat binele care ți l-a făcut. Vreau să ne ridicăm pe picioare. O să vreau să pregătească frații o cântare, dar până pregătesc frații și o să cântăm, vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat acum cam o lună de zile. Noi avem un grup de tineri și avem și ceva diaconi care sunt implicați la lucrarea cu spitalele. Și într-o zi unul din diaconii noștri mi-a scris un mesaj și a zis, frate Dani, zice, am fost la spital, la județean și în saloanele în care am intrat și am cântat, ne-am rugat. Zice, am întâlnit o tânără de 19 ani cu bunica ei, tânăra internată în spital, operată foarte grav. Și a zis, o ceru dacă poate cineva de la biserică să meargă să-i facă ungerea. Fata și bunica nepocăite. Dar au auzit ei de ele de pocăiți. Și a zis, n-ai putea să mergi la spital să-i faci ungerea și să te rogi pentru fată. Și am zis, ba da, era miercuri asta. Zic, spune-i la, dacă poți să le scrii, scrie-le că mâine, joi, mă duc la județean și o să le caut. Mi-a dat salonul, mi-a dat numele fete. Numai nu știu ce s-a întâmplat, frații mei, nu pot explica că am uitat joi să mă duc. N-am uitat niciodată, de-a mea le-am uitat, că de-aia le face nevastă mea, că eu vede că eu le cam uit. Dar când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, nu le-am uitat niciodată. Nici de mormântări, nici de spital, nici de o vizită la cine, niciodată n-am uitat. Dar în ziua aia am uitat. Vin joia seara de la biserică și dintr-o dată acasă îmi aduc aminte că n-am fost la fată. Și spun soției, zic, mă, nu știu ce am pățit. Nu m-am dus la județean. Zice soția, păi cum nu te-ai dus? Nu înțeleg. Am uitat. Zice, da, trebuia să mergi. Știi că le-ai promis. Știu. Dar n-am ce să fac. I-a zis, mâine, când e vizita la amiază, mă duc la fată și o caut și mă duc și fac ce trebuia să fac astăzi. A doua zi m-am trezit și la amiază când a fost vizita, m-am dus la județean. Când ajung acolo, nu găsesc loc de parcare, ca în Timișoara, mai ales la județean. M-am învârtit, n-am găsit nici cum loc de parcare. Năcăjit, am zis, Doamne, dacă eu ar fi dat drumul acasă, vinerea, știți că vinerea se dă la cei mai mulți drumul acasă. Și am zis, dacă fata asta a plecat și a avut nevoie de mine, mă duc și nu o mai găsesc. La un moment dat vă zic că am parcat pe trecerea de pietoni. N-am avut unde să parchez. Și am zis, Doamne, las mașina aceea, te rog, fă să nu-mi ridice mașina. Că dacă îmi dă o amendă, o mai plătesc. Dar dacă ți-o ridică, ți-o duce, sau e mai mult de plătit. Și am zis, fă până mă întorc de la fata asta. Fă să nu-mi ridice mașina. Am lăsat mașina acolo. Și am plecat în județean. Am urcat cu inima strânsă la etajul 4 la chirurgie și am căutat salonul. Am bătut la ușă. Când intru înăuntru în salon, bătrâna era în picioare. Îi spun cine sunt, de unde sunt și zic că am venit să mă rog pentru o fată. Și bătrâna, o femeie foarte serioasă, se uită la mine și îmi spune așa, v-am așteptat. Și am zis, știu, trebuia să vin ieri. Dar zic, nu vreau să, știți că noi suntem, Doamne, eu sunt foarte ocupat, nu, azi de saborele. I-am zis, Doamne, am uitat, nu înțeleg de ce am uitat, dar zic, pur și simplu, nu înțeleg, am uitat. Și bătrâna din nou îmi spune, zice, da, dar v-am așteptat. Acum
băgat sulița mai tare în inimă. Și am zis, bine, să ne rugăm. M-am dus lângă fată, un salon micuț, și cât e acela la amor? Foarte mic, un singur pat. M-am dus, m-am rugat pentru fată. Fata era foarte grav acolo la spital, cu, avea o perfuzie, un balon, așa de vreo 3-4 litri, după cum am estimat eu, cu o soluție albă, și primea pe vreo 3 perfuzii din soluția aceea și ce mai avea băgat acolo, avea, era plină de furtune. M-am rugat pentru fată, m-am rugat pentru bătrâna și după ce m-am rugat, n-au trecut 10 secunde și bate cineva la ușă. Când deschide ușa, zice bătrâna către mine, bunica, zice, e domnul doctor. De obicei, când intră doctorul în salon și mă prinde la bolnav, de obicei ies până și termină el vizita și discuția. Dar cum a fost salonul mic, eu eram băgat la colț, la capul fetei, bătrâna aici, doctorul acolo, n-am mai putut ieși. M-am pus acolo în colț și am stat liniștit să mă, nu puteam ieși. Și-a venit doctorul și îi spune, eu asistam la discuție. Doctorul îi spune așa, bună, zice, uite, astea două rețete. Au venit cu două rețete scrise pline. O zis, ia rețetele astea și du-te cumpără-le, că se gata perfuzia la nepoata. Și zice, trebuie să nu întrerupem tratamentul, să-i băgăm în continuare medicamente. Bătrâna se uită la doctor și îi spune așa, plângea. O zis, domn doctor, dar știți că nu am bani. N-am de unde să ne cumpăr. Zice, n-aveți cumva gratuite? Și-o zis, nu am, n-avem de unde, că-i băgam. Trebuie neapărat să mergeți să le cumpărați. La bătrâna din nou zice, dar nu am bani, domn doctor. Era de la vreo 50 de kilometri de Timișoara. Și doctorul se uită la ea și îi pune așa pe piept, am două rețete. Și îi spune, până după masă, să fie medicamentele aduse. În momentul când i-o lipit pe piept rețetele, eu cum stăteam în colț, Domnul îmi spune, te duci și îi cumperi rețetele. Și zic, când a ieșit doctorul, îi zic, bună, poți veni să lași fata singură și să vii cu mine până jos la farmacie? Și-o zis, pot, uite, zic, mergem și îți cumpăr eu rețetele. Bătrâna am rămas șocată. Am luat rețetele, cobor cu bătrâna pe scări. Dar pe scări mă iau un duc de necredință în primire. Am zis, Doamne, dar nu știu cât costă rețetele astea. Că-s două rețete, nu una, la chirurgie. Păi aici, zic, ce știu eu? Zic, eu m-am aventurat așa să-i spun eu că-i cumpăr, m-am găsit eu grozav, să-i cumpăr eu rețetele. Zic, Doamne, dar cât ori costă rețetele astea? Și Duhul Domnului spune, te duci și le cumperi. Zic, Doamne, dar dacă n-am bani destul, dacă nu știu cât ori fi, că m-a luat omenește gura pe dinainte. M-am dus cu bătrâna la farmacie. Am intrat cu rețetele, bătrâna m-a așteptat. Și am mers și am pus rețetele, le-am pregătit o pungă mare așa, plasă. Nu vă zic cât ori costat, că ori costat mai puțin decât m-am așteptat eu. Oricum nu vă zic cât ori costat. Am putut să-i le plătesc, nu a fost problemă. Am luat punga și m-am dus la bătrâna afară. Și le-am pus în brațe. Bătrâna a luat medicamentele și plângea cu ele în brațe. Femeie nepocăită. În momentul acela, Duhul Domnului îmi dă un cuvânt pentru bătrână și îi spun așa, acum înțelegeți de ce n-am venit ieri. Bătrâna plângea, plângeam și eu. Și-o zis, acum înțeleg. Zice, Dumnezeu nu m-a lăsat să vin ieri, ca să vin la să vă cumpăr medicamentele, ca să vă spun că Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu nu v-a uitat. Era bătrâna să scutura cu plasa de medicamente în mână. I-am mai zis câteva cuvinte. Am îmbrățișat-o și-a plecat înapoi. Eu m-am dus la mașină, mașina a fost în regulă. Am plecat acasă, știți cum am plecat? Parcă am cumpărat numai Kinder Bueno la copii. Așa am fost de bucuros. I-am spus soției mele, zic, uite ce am pățit la spital la fata asta. Plângea și ea, plângeam și eu. Știți că în viață mi se pare că Dumnezeu mă întârzie. De câte ori n-am spus, Doamne, dacă veneai mai repede. De câte ori n-am fost și noi prin Betania și am zis, dacă veneai mai repede, că am trimis vorbă după tine. Dar acum e târziu. E târziu acum că totul e prăbușit, totul e mort. E mort de 4 zile la Zăranos. Știi ce-o zis, Domnul? Cele mai mari cuvinte care le-au rostit Domnul Iisus, le-au rostit în fața morții și a necredinței, când Iisus a spus, ai venit târziu.
e mort, putrezit, carne desprinsă de pătrun. Și ce-o zis Domnul Iisus? Eu sunt învierea și viața. Acolo, când s-o întâlnit moartea cu viața, știți cine a avut biruință? Viața. Pentru că Domnul este viața. Poate ai în față un zid de netrecut, de 12 metri lățime. Netrecut. De nedoborât. În seara asta puneți toată încrederea în Dumnezeu. Și vei vedea că Dumnezeu va lucra în dreptul tău. În dreptul sufletului tău. Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să cântăm cu toții din cântarea care au pregătit-o, frații. Și după aceea vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Și spune-i Domnului în rugăciune, în cântare, spune-i, Doamne, știu că nu m-ai uitat. Adune țeta ta înaintea lui Dumnezeu. Adune cazul tău și problema ta. Spune-i Domnului, Doamne, vreau să rămân, să fac legământ cu tine. Dar uite piedica, uite zidul care îmi stă în față. Să dea Domnul la o parte orice zid. Și în seara asta să căpătăm biruință. Pentru că Domnul este Dumnezeul care aduce biruință. O zis Iosua, strigați! Strigați! Haideți să strigăm în cântarea aceasta. Și dacă ești întristat, cântă înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul îți va da biruință. Mărire Domnului! Haideți să cântăm cu toții.